Răspunsurile la traumele din copilărie se pot manifesta prin aceste cinci comportamente. Autosabotajul, adică a crea în mod inconștient situații care să aibă ca rezultat exact opusul a ceea ce îți dorești. De ce se întâmplă asta? E o modalitate a minții subconștiente de a neferi de lucrurile necunoscute, pentru că ieșirea din zona de confort este înspăimântătoare. Evitarea, care presupune izolare, închidere în sine și o frică profundă de conflict sau confruntare. De ce apare? Pentru că în copilărie am învățat că oamenii nu ne ajută atunci când cerem ajutorul și nici nu ne putem baza pe ei. Dependența este acea activitate care ne ajută pe termen scurt, dar ne provoacă rău pe termen lung. De ce se întâmplă asta? Pentru că nu ne-au fost împlinite nevoile, nu am învățat cum să ne reglăm singuri emoțiile sau cum să ne alinăm suferința. Un alt comportament este hipervigilența, care presupune atenția excesivă la detalii teama și faptul că tresărim sau ne speriem ușor și ne simțim anxioși în medii pe care nu le cunoaște. De ce apare? Pe baza experiențelor trecute, creierul se așteaptă la situații similare și atunci încearcă să ne apere astfel. Disocierea este lipsa de conectare cu propriul corp. De ce se întâmplă asta? Atunci când am fost copleșiți de prea multă suferință, pentru a ne proteja de ea, creierul a ales în mod subconștient să ne disocieze pentru că era prea mult de procesat. Eu sunt Bianca Poptean și aceasta a fost pastila de psiho din această săptămână.